Bună ziua, stimați prieteni! Revin cu o nouă filmare și anume gogonele în saramură. În fiecare an pun gogonele în saramură și de fiecare dată revin cu o filmare. Pentru această rețetă avem nevoie de gogonele, roșile necoapte cele verzi se numesc gogonele, ardei iuți, ceapă albă, ceapă roșie usturoi, hrean, rădăcini, morcovi, țelină, pătrunjel, care la fel se curăță, se spală și se taie felii, boabe de piper, boabe de muștar, tulpine uscate de mărar, cimbru, foi de dafin, sare grunjoasă cea dură pentru murături, apă borcane sau recipient cu închidere ermetică Pentru a ști cantitatea de saramură care trebuie făcută cu aproximație, umplem borcanele cu apă rece, vărsăm într-o oală apa din fiecare borcan, vedem câți litri de apă avem și calculăm la fiecare litru de apă adăugăm 30 de grame de sare grunjoasă care se introduce în apă și se va pune la încălzit un pic. Atenție a nu se fierbe! Pentru a accelera acrirea. Foarte simplu de pus, începem cu spălarea gogonelelor. Cele cupete sau lovituri nu se folosesc. Tăierea lor în jumătate dacă este cazul și nu putem să le punem întregi în borcan. Așezarea în borcan, recipient pe straturi. Primul se pun bețele de mărar, piper, boabe, boabe de muștar sau se găsește de cumpărat acele pungi, de mor acele, îmi cer scuze, acele pungi cu condimente pentru acrituri. Apoi usturoi, hrean, apoi gogonelele, printre gogonele felii de morcovi, felii de ardei iuți, hrean, până borcanul sau recipientul s-a umplut. Deasupra punem din nou bețe de mărar și condimente boabe. După ce s-au umplut borcanele, se umple borcanele cu saramură, se lasă un pic de loc, nu se umple până la capac, iar apoi se închid hermetic. Pe parcursul filmării ați putut vedea borcanele cu gonele cât de delicios arată, eu vă doresc spor la treabă, poftă bună! Sper să vă fie de folos și această rețetă. Am încercat să fiu cât mai scurt și concret pentru alte filmări. Mă puteți urmări pe canalul meu de YouTube și nu uitați like și vă abonați. Vă mulțumesc cu respect, B. Cristian. La revedere!